și câinii nu înțeleg diferențe ce se cad la masa stăpânului. Atunci, om, are orice, ce mare e credința ta, mergi în pace și, într-adevăr, în acele clipe, iată, s-a tămăduit. Indiferent de boala care o avem, indiferent de neputințele care sunt nesuportate, indiferent de bolile pe care le purtăm, fie de la părinți sau le am moștenit sau cine știe din alte pricini, niciodată să nu desnădăjduim. Dumnezeu face minuni. Chiar dacă nu sunt relatate, chiar dacă nu sunt date prin mass media, citiți-le, informați-vă, veniți în casa lui Dumnezeu, bucurați-vă în biserici, chiar dacă dumneavoastră sunteți aici, mâna aceea de oameni care încă mai stăluiți, deschideți această lucrurile sfinte biserici, vă sunt copiii și nepoții, poate marile orașe. Îndemnați-i să meargă la Sfânta Biserică, îndemnați-i să-și măturisească păcatele și îndemnați-i să ducă viață duhovnicească. Dacă se bucură de efortul pe care dumneavoastră l-ați făcut când erați tineri și le-ați dat puterea ca să meargă să se desăvârșească acolo unde sunt ei, din punct de vedere material, să nu uite că datorită rugăciunii și îngenuncherii în această micuță biserică, dumneavoastră le-ați dat mersul bun în căsnicia lor, în mersul lor materiale. Dar niciodată să nu uite, pentru că au îndatorire față de Dumnezeu și înainte de toate, și nu înainte de toate, iată, avem această datorie înaintea lui Dumnezeu prin post, rugăciune, spovedanie, împărtășire. Nu privați acești copii și dându-le posibilitatea să se împărtășească. Dacă dumneavoastră dacă ei n-au făcut, o să o facă copilașii aceștia. E ca și cum nu le-ai face privarea pământului de apă. Dați-le posibilitatea să-L iubească pe Dumnezeu. Nu-i făceți bără și mașinii. Destul că suntem oropsiți. Destul că ne-am făcut prigonitori, iată și ni s-au făcut călăi cei care au dus-o 45 de ani și noastră, știți foarte bine că erați în acea perioadă tineri, în anii 47 până înainte de acea revoluție, în care știm foarte bine cine și cum s-au născut și ce au făcut acei oameni. Au umplut închisorile de tineri, de dascăli, de preoți și de copii. Și aiudul și alte pușcării nu fac decât să acum să iasă și să se bucure, iată, de clipele nemuritoare pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu sfințenie. Sunt acei oameni care în temnițele comuniste au dat mărturie împotriva, iată, ateismului pe care l-au dominat în perioada aceea. Nu vrem și nu vrem să se mai repete ca acești copii care vor veni, generațiile care sunt în urma noastră, să facă același lucru. Nu-i face să devină călăii noștri. Este bine acolo. Un telefon când te întreabă copilul acasă, părinte, mamă, ce faci? Bă, maică, mergi și mărturisește-te. Mergi și bucură-te de nașterea aceasta a nașterii Mântuitorului. Observați și cu toții facem lucrul acesta și observăm. Parcă vedem că nu mai sunt acele sărbători care erau înainte. De ce? Pentru că omul, așa cum am și spus, dacă pământul e uscat și primește apă, este uscat și el. Iată și noi la fel. Nu mai simțim acele frumusețuri ale sărbătorilor. De ce? Pentru că ne-am tot depărtat de biserică. Centrul nu mai este Hristos. Nu mai este nici nașterea, nu mai e nici învierea, nu mai e absolut mai nimica. De acum în centrul sărbătorilor nu este decât bradul și masa. Umflarea burții și atâta tot. Și goana după în supermarketul să umflăm coșurile cât mai mult și să stăm, să crăpăm acolo la masă. Nu așa se face. Înainte de toate trebuie să dăm întietate, adică bisericile stau goale și noi dăm întietate, parcă le umflăm acelora conturile cu bani, dar nu se poate. Miliarde, milioane fac sute de milioane fac pe săptămână sau pe lună. Nu e nicio problemă. Dar înainte de toate, hai să dăm cinstea cuvenită și sensul adevărat acestor sărbători. Această dumnezească taina Sfântului Maslu este vindecătoare de orice boală. Indiferent de boala care o ai, dacă credința ta, tu prin credința ți-ai auzit ce s-a spus la apostolul de la început. Dacă ești bolnav, cheamă preoții bisericii și rugăciunea va mântui pe cel bolnav. Scurt! Ce ne mai trebuie decât credința? E ca și cum spunea Mântuitorul. Cere și ca și cum ai lua. Dacă ți-e de folos, Dumnezeu îți va da. Noi, înainte de toate, într-adevăr, suntem atât de îndoielnici încât mai avem puțin și am luat farmacia de afară și am băgat-o în casă. Ne e frică
de moarte, ne e frică că acum venim, ne e frică de boli. De ce? Pentru că acolo, cum spunea Sfântul proroc David, acolo unde nu era frică, acolo ne e frică. Pentru că nu mai avem pe Dumnezeu în casele noastre, nu mai avem pe Dumnezeu în mijlocul nostru. Cum? Părinții dumneavoastră, bunicii noștri, da? Cum e în jurul unui castron cu 11 persoane la masă trăiam și noi cu un singur copil și cu o casă de nu mai știm cum și tot nu ne ajunge și ne este frică. L-aveau pe Dumnezeu, aveau credința în casă, era postul. Ce bucurie era, eu mi-aduc aminte când eram copil, la fel ca ei. Ce bucurie era în casele fiecăruia, când imediat începea postul, se urcau sus acele, nu acum cum sunt porțelan, nu știu atât ce. Erau castroanele acelea de pământ, cu lingură urcau sus, coborau cele de pus. Era o sărbătoare, la Crăciun, la nașterea când era, nici nu-ți venea să crezi, parcă era inundat de bucuria acele sărbători. Acum nu mai e nimic. Totul este sec, e gol. Și atunci, de ce să nu facem? De ce să nu le dăm și noi? Să le spunem bucuria care este. Ce dacă suntem tine, înseamnă că nu mai călcăm pragul lui Dumnezeu? Nu, pentru că plata păcatului din nefericire este moartea. Și asta se vede. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să duceți mai departe această bucurie și să spuneți tuturor, indiferent de boala care are, dacă are credință, să te mântuiești. Doamne ajută și să aveți o binecuvântare. Sănătate, să vă mulțumim.